Salutare, dragilor, și bine ați revenit! Îl am aici pe Claudiu Maftei, expert în cripto, ca să ne zică cum a mers lansarea ETF-ului Bitcoin. Ce ai făcut, Claudiu? Bună seara, salutare! Mersi de invitație și ne întâlnim din nou. Foarte bine! Îți dai seama, după ce Bitcoin scrie istorie pe Wall Street, nu poți să faci altceva decât să faci bine. Mișto, hanorac! Mersi mult! Mersi! Deci, spune-ne detalii. Cum a mers? Ok, lansarea Bitcoin ETF a fost cea mai reușită lansare de ETF-uri din istoria ETF-urilor și focusul principal trebuie să fie pe faptul că într-o lună am avut intrări de peste 3 miliarde de dolari. Dacă facem o comparație cu ETF-ul pe aur, pentru același lucru, când acesta a fost lansat, a fost nevoie de peste 2 ani de zile ca să avem aceste intrări pe ETF-urile de aur. Deci, deja putem vedea o schimbare de paradigmă. Ba mai mult de atât, investitorii, cei care dețin ETF-uri în aur, au început să vândă acele ETF-uri pentru ETF-urile pe Bitcoin. Ceea ce reprezintă din nou o schimbare de paradigmă, schimbare de paradigmă despre care am vorbit și anul trecut, când am avut criza bancară în Statele Unite și în opțiunile investitorilor, după obligațiuni, a fost Bitcoin și apoi aurul, ceea ce a fost un semnal care pe termen lung probabil o să conteze. Da, foarte interesant. Acum, ETF-ul pe aur a fost în 2004, țineți minte? Da, 2004. Deci, înainte de era asta nebunească a internetului, mă rog, nu că nu era internet, dar nu se mișcau așa repede lucrurile, da? La fel cum, crezi, în 2008 s-a desfășurat mai lent decât acum, când toți tranzacționează pe telefon. Dar oricum, e fantastic. Deci ipoteza asta era de mult, mult timp, că e aur digital, dar foarte mulți cu gândire clasică zic, nu e ceva activ, speculativ, schemă Ponzi, bla bla. Și acum, se pare că... Acum Bitcoin și-a găsit identitatea. După 13-14 ani, a fost nevoie de foarte multă validare. A fost nevoie de validarea modelului economic, matematic și așa mai departe. Dar Bitcoin e matematică. Bitcoin se tranzacționează pe bursă în Statele Unite. 11 ETF-uri, nu 1. E foarte important să știm că sunt 11 ETF-uri pe Bitcoin. Și primele două au volume de tranzacționare incredibile. Ce ne mai interesează dacă vorbim cumva de Bitcoin, aspect fundamental, extrem de important, este vorba de shock supply și faptul că într-o zi se mineresc 900 de Bitcoin. Practic, inflația zilnică pe Bitcoin este de 900 de unități. Da. Puterea de cumpărare și cât se cumpără în fiecare zi pe ETF-uri, în medie este undeva la 12.000 de unități. Și în 7 săptămâni avem halving-ul, care înseamnă înjumătățirea acelei recompense. Deci vor fi 450 de unități Bitcoin minerite într-o zi. Bineînțeles, e posibil să avem extrem de mare volatilitate și speculații în continuare, pentru că piața cripto încă este mică și Bitcoin și piața cripto în general, capitalizarea ei este mai mică decât Nvidia, că celebrăm tocmai ce se întâmplă cu Nvidia și rezultatele lor. Putem să ne dăm seama că poate reprezenta o oportunitate pentru portofoliul nostru pe termen lung, bineînțeles, nu speculativ și orice altceva. Da, da. Asta era culmea. Deci, dacă mă uit acum, în ultimii 5 ani, Bitcoin a urcat 1200%, ceea ce este incredibil. Nvidia 1800%. Deci, da. Acum, nu e comparație cinstită, pentru că Bitcoin nu e o comparație. Plus, era foarte greu să ghicești chestia asta despre Nvidia. Clar. Adică nimeni nu putea ghici că fix în noiembrie 2022 s-a lansat ChatGPT și fix o să ajungă aplicația în cea mai repede creștere ever. Adică mi-a luat prin surprindere. Pe când Bitcoin era aceeași ipoteză de 15 exact. Ani. Și poate că părea mult că 15 ani. Am făcut exact calculul, că m-am uitat la un documentar de așa de curiozitate. Deci, prima tranzacție, și spunem dacă zic bine, în ianuarie 2009 a fost The Genesis Block, atunci s-a lansat blockchain-ul, da. Dar până în octombrie nu a avut preț, nu exact. Era exchange. Și atunci, în octombrie 2009, prima tranzacție verificată, cineva a cumpărat cu $1 1309 bitcoin. Bine zic? Exact, exact. Acel $1, dacă ar fi ținut până astăzi, ar valora 50 de milioane. Exact. Deci 5 miliarde la sută creștere. Da. Ce astronomic.
Și e interesant de văzut că, uite, am avut partea asta foarte mare de creștere, pentru că unitatea de Bitcoin era ieftină, dar cu cât crește capitalizarea lui, automat și randamentele pe termen lung nu vor fi la fel de astronomice ca până acum. Dar e important să înțelegem de ce are sens pentru portofoliul nostru ca store of value, ca diversificare, să înțelegem raportul dintre acesta și banii noștri fiat și dacă două, trei noțiuni începem să le înțelegem, să le stăpânim, cu siguranță vom înțelege ce este fundamental pentru noi și investițiile noastre. Aici, strict pe termen lung, am auzit două ipoteze legate de traiectorie. Una e că va urca până se maturizează și apoi va încetini ritmul de creștere, în esență, egal cu PIB-ul global, gen 5%. Și o altă ipoteză e că pe măsură ce se devalorizează valuta, chiar va accelera traiectoria și o să urce spre infinit, gen vertical, până când banii fiat scad la zero. Care e care? Mie îmi sună foarte bine a doua variantă și fundamental, nu, fundamental are sens, pentru că Bitcoin e matematică. Și avem infinitul, ce înseamnă banii fiat, și avem 21 de milioane, dintre care vreo 5-6 milioane sunt pierduți, nu putem ști exact. Da. Trebuie să înțelegem că sunt și mai puțini, să înțelegem că sunt peste 60 de milioane de milionari în lumea asta, deci n-ar ajunge un Bitcoin la 3 milionari, pentru că atât de rar este și dacă în continuare matematica nu ne minte și vedem că banii noștri devin tot mai devaloroși pe termen mediu, scurt și lung, vedem ce face inflația din veniturile noastre, e doar o chestiune de timp până vom avea prima țară care va printa bani să cumpere Bitcoin. Și abia atunci se va schimba cu adevărat paradigma. Chiar citeam recent, acum 2-3 zile, că băncile din Statele Unite au trimis o aplicație către SEC, către poliția financiară de acolo, care spune că ele își doresc să achiziționeze Bitcoin pe balance sheet, să dețină Bitcoin pe balance sheet. Cine? Băncile din Statele Unite. Da, de ce ar vrea să investească într-o schemă Ponzi? Da. Foarte, foarte bună întrebarea asta. Și mi se pare interesant un aspect, nu mai știu cine a spus, cred că Naval sau spunea așa, că Bitcoin este o modalitate prin care îți poți stoca puterea de cumpărare pe termen lung, deghizată într-o schemă de îmbogățire rapidă. Da, majoritatea, oricâte videouri educaționale facem, majoritatea populației o să se bage în bull market. Desigur. O să vezi la știri, ioi, cât de mult a urcat Bitcoin. Big mă, să cumpăr și un pic. Da, legat de ideea de înainte, dacă devalorizarea se întâmplă accelerat, păi va deveni tot mai irelevant conversia în dolari. Adică, ce-ar însemna că un Bitcoin e $1 miliard, când un miliard nu va fi nimica? Exact. Mai corect îi, ca să înțelegi gen potențialul, să înțelegi, să te gândești ca și cum cei 20 de milioane de bitcoini vor acapara toată valoarea economică. Deci dacă momentan în dolar măsurăm ca fiind toate bunurile din lume, deci imobiliare, obligațiuni, îs aprox 900 de trilioane, da, tot ăla va acapara bitcoin. Și atunci, cât la sută din întreaga rețea bitcoin deții tu? Da? E calculul ăsta simplu că iei toți oamenii din lume și împarți Bitcoin în mod egal. Și fiecare primește 0,0026 Bitcoin, care la prețul momentan îi $133. Exact. Deci, practic, tu acum cu $133 poți cumpăra echivalentul a munca de o viață a unui om obișnuit. Suntem așa de devreme. Exact. Exact. Și asta e important, să înțelegem oportunitatea pe termen lung. Bitcoin reprezintă o investiție pe termen lung, un fond de pensii sau cum vrem noi să spunem, dacă înțelegem lucrul ăsta, înțelegem matematica din spatele lui și de ce o să aibă valoare pe termen lung, de ce avem raportul ăsta disproporționat dintre cerere și ofertă, cu siguranță vom lua decizia înțeleaptă pe termen lung. Ba mai mult de atâta mi-aș permite să zic, cum am început deja să povestesc în masterclass-uri, că Bitcoin pentru mine nu mai reprezintă $50,000, pentru mine Bitcoin reprezintă $0,05 milioane. Și ăsta e punctul de pornire. De aici plecăm. Câte milioane de dolari este un Bitcoin? Și dacă chiar ai împărți cei 900 de trilioane, valoare globală, la 21 de milioane de monezi, reiese aprox 40 de milioane de dolari per Bitcoin.
Corect. Acum, So, la valoarea actuală a dolarului. Da, da. Deci imaginează-ți cât de mare lucru ar fi atunci, dacă chiar iese, nu-i garantat, dar dacă chiar iese, ce mare lucru va fi să ai 0,01 Bitcoin. Și aia va fi rar. Dar să ai un Bitcoin? Inimaginabil. Inimaginabil, corect. Ar fi fascinant, fascinant. Și vreau să adaug ideea cu care am început anul trecut masterclass-urile la Profit Point în primele întâlniri. Spuneam că cred că suntem în ultima parte, ultimul an, doi, în care o persoană de rând va putea să-și permită să achiziționeze o unitate de Bitcoin întreg. De ce? Pentru că prețul lui crește și pentru că veniturile noastre diminuate de inflație vor fi din ce în ce mai mici, practic puterea de cumpărare va fi din ce în ce mai mică și nu ne vom mai permite, din păcate. Da. Am și eu unele persoane la mentorat și la aia chiar le zic, spun, fii atent, tu fix acum, cu relativă ușurință, îți permiți un Bitcoin întreg. Este așa de mare lucru, încât va fi mult mai rar decât să trăiești un milionar. Și da, sau altă zic alei că suntem așa de devreme că poți cumpăra Bitcoin. Corect! Copiii noștri și nepoții noștri vor munci pentru Bitcoinul lor. Corect, corect, corect. Da. Și cred eu că suntem contemporani, vom fi contemporani cu momentul în care totul se va raporta la Bitcoin. Că va fi 10, 15, 20 de ani, 30, we never know, dar ce știm cu siguranță este că spre asta ne îndreptăm, indiferent că ne place sau nu, direcția este una singură. Viitorul este acolo. Și trebuie să ne gândim că generațiile care se nasc acum, se nasc deja cu ChatGPT. Ele toate sunt acolo deja, toate își vor dori o modalitate de plată instant, să ștocheze aurul digital pe telefon, printr-o aplicație, să poată avea acces la fondurile lor instant, va fi extrem de important pe termen lung și la asta se vor uita noua generație de investitori. Dacă noi vrem să capitalizăm bine, trebuie să ne uităm la cum ar arăta lumea în 10 ani. Și pe lângă Nvidia, Tesla și altele, Bitcoin trebuie să facă cumva parte dintr-o strategie pe termen foarte lung. Ba, ca să prezentăm o imagine echilibrată, nimic nu e garantat. Deci noi ce facem aici este estimăm probabilități. Acum, definiția riscului în gândirea clasică înseamnă volatilitate. Eu nu sunt de acord cu asta, eu cred că riscul ar trebui să însemne șansa de reușită pe termen lung. Deci, din estimarea ta, dacă cumpăr astăzi Bitcoin și țin 10 ani, care crezi că este probabilitatea că o să fie mai sus? Pentru că avem o inflație galopantă și pentru că Bitcoin este din ce în ce mai rar, șansele ca el să fie mult mai valoros decât astăzi sunt peste 99% din punctul meu de vedere, strict analiza mea. Și de ce zic asta? Poate Bitcoin în 10 ani, personal mă aștept să fie $1,000,000. Eu chiar cred asta. Dar important este ce putere de cumpărare va avea acel $1,000,000 atunci. Puterea de cumpărare a acelui milion. Asta ne interesează. Poate nu o să poți cumpăra nicio casă de bani. Exact. Și atunci așa trebuie să punem lucrurile în balanță. Interesant. Provocare pentru audiență. Tu știi vreun alt instrument? De ce știi tu acum? Care crezi că are șansă de reușită 99%? Eu zic Tesla, da, hei, problema personală. Vom vedea. E bine să avem păreri diferite și e important ca la final toată lumea să aibă randamente bune. Asta e tot ce contează. Ești de acord. Ești de acord cu tine, de asta și Bitcoin. Dar strict legat de partea de acțiuni, da. Că inițial am studiat Tesla și după aia am zis, hei, Bitcoin e singura chestie care rivalează risk-reward-ul. Cam tot pe acolo. Strict în termen de risc, îi mai mic Bitcoin, trebuie să recunosc. Pentru că ca orice companie poate da faliment. Dacă, doamne, vine război nuclear, ok, toate firmele mor, dar n-ai cum să... E mult mai greu să omori rețeaua Bitcoin. Că da. O rețea, trebuie să omori fiecare nod. Da? Dacă un deștept are un panou solar și bagă laptopul în priză, gata, trăiește Bitcoin. Dacă exact. Bombardezi toate fabricile Tesla, o dus. So, pe de altă parte, și Tesla este un pariu al viitorului. Și noi, ca investitori, trebuie să ne uităm foarte mult la cum arată lumea în 10 ani. Tesla, Nvidia, Bitcoin. Sunt variante. Sunt variante pentru un portofoliu foarte, foarte diversificat. Da, la fel cum zic eu, acum ai șansa să cumperi acțiuni Tesla
înainte să se vândă primul robot umanoid. Ceea ce este fapt. La fel, nu că nu au nevrit prima oară ideea asta, dar ideea de a o bancă centrală să tipărească bani să cumpere Bitcoin. Șanse mari să se întâmple în viitor. Și dacă din audiență auzi pentru prima oară, păi, numai să reții că ai auzit de la noi. Și ești de vreme. Banca centrală va tipări bani să cumpere Bitcoin și atunci va fi un God candle, așa, vertical în sus. Exact, cu siguranță. Na bun. Mulțumim, Claudiu. Tu ai și un curs digital avansat de cripto, așa? Da. Avem un curs Blockchain Starter Pack care include 4 cursuri, ce înseamnă primii pași pentru cineva care vrea să intre în partea asta de investiții, care este curios despre cripto și cum să facă modul ăsta, să facă pașii ăștia într-un mod organic, educat, pentru că, din păcate, cripto este perceput negativ pentru că oamenii încearcă să folosească căile mai scurte, care de multe ori când vorbim de cripto nu duc la bine. Exact. Bine, pentru a ajunge până acolo, recomand să pui o bază solidă a educației financiare. De asta avem un curs gratuit de 3 zile, link în descriere. Nu uita să lași un coment, ești curios, ai Bitcoin? Și abonează-te pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc, Claudiu, și te mai așteptăm. Mulțumesc și o seară faină, numai bine, salut!